Precipitațiile din ultimele zile, deși în mare parte insuficiente, sunt binevenite pentru toate culturile agricole. Fermierii din zona de sud a județului susțin că ar fi fost nevoie de o cantitate dublă de precipitații pentru a acoperi deficitul de apă din sol. Undeva la 7 litri de apă și normal că ne prinde foarte bine, pentru că e o secetă foarte, foarte avansată anul ăsta. E deficitul foarte mare de apă în sol. Cam cât ar fi trebuit să plouă? Dacă ar fi fost 20 de litri, era perfect. Ploile asigură necesarul de apă pentru culturile de grâu și floarea soarelui înființate la finalul lunii martie, dar și pentru cele de porumb, care urmează să fie semănate. Ploile din căzute în ultima perioadă au fost foarte benefice pentru toate culturile, în special pentru cei care acum încep campania de semănat. Deja am demarat și avem în jur de 70.000 de hectare pentru floarea soarelui, însămânțate, vreo 15.000 de porumb, de hectare de porumb. Cantitatea de precipitații căzută în Olt săptămâna trecută nu a fost uniformă. Cantitatea de apă căzută a fost diferită, să zic așa. În partea de sud a județului au fost precipitații undeva între 7 și 10 litri pe metru pătrat. În partea de nord a județului a plouat mai mult, până la 20 de litri pe metru pătrat. Fermierii din Olt continuă semănatul culturilor de floarea soarelui și porumb. Cu aceste culturi, la nivel județean, se preconizează că vor fi înființate peste 160.000 de hectare.